Găbiți! Găbițe! Găbițe, găbițe, găbițe! Coconiță, găbițe! Cocos de găbiță! Ia uite găbiță, îți prezint un medicament care ți-ar face bine. Știu, nebunește și puterea. Unii zicea că puterea corupe. Da, asta e în prima fază, dar după aia încep să te rup de realitate. De realitatea imediată și realitatea majoritară. Sau realitatea mediei aritmetice sau geometrice. Avem aici o chimie care poate ne va ajuta. Fiind când în când mă ajută și părere. Nu zic că e bună asta, dacă e bună pentru mine, nu știu dacă e bună pentru tine. Dar mai sunt ceva asemănătoare. Du-te până la un medic de la Bulangiu și va spune ce trebuie să iei. Abilify, de ăsta, vezi? Eu iau de ăsta, că când încă. Ăsta e bun. E slăbut, să știi. Eu îl iau de obicei ca să dorm. Când am chef de somn, cum am avut acum, am fost bolnav de biți în sistemul tău sanitar. Cred că e sanitar veterinar. De ce? Nu mai e sistem sanitar, e sanitar veterinar, ne tratează ca pe niște animale, nici măcar ca pe niște animale. Pe majoritatea oamenilor. De ce? De da. Pentru că îi înțeleg și pe ei, pe medici, pe asistente, pe infirmiere, sunt supra-solicitați. Și clachează și dar tu găbiți, n-ai motive. Cum n-ai motive la viața care o duci. La banii tăi sărăcuți, prea mulți bani așa deodată. Se întâmplă să... I'm Kados, Princess of the Darkness, but now I'm Lightness. I surrender my heart to you. Bagi de-astea? Nu bagi. Zici că cocoșel e cu pula de fier. Și stătea găbița așa pe cocoșel. Dar nu stătea să-i uită la aparatul de foto. Cocoșel fuda mândru. Așa trebuie să stăm cocoșel. Foia. Și găbiți. Ziceai că în videoclipul al Marilyn Manson. Hard way to out of hell. Hell. Ce hell? Hard way to out of heaven, bă. Așa este. Găbiți! Nu zic Elena. Luluț? Luluț găbiți. Așa o cheamă pe asta. Luluță găbiță. Că aș fi prieten cu ea, zice. Luluță găbiți! Ești privesc ca o gărăfiță, vine să-ți sărută ta guriță. Fă-te-o